cărți filozofice, ca pe un cunoscător de istoria artei și ca pe un om implicat în viața cetății. În plus, începuse să scrie niște mici proze cu tentă fonică, care arăta că e posibil să se apuce de scris. Dar nu aș fi intuit că din 2015 până în 2019, în 4 ani, va scrie 3 romane și mai mult, toate 3 sunt extraordinar de bune. Vi le recomand pe toate 3. El scrie un tip de roman care nu mai este scris de nimeni și nici n-ar mai putea fi scris de nimeni. Asta mi se pare formidabil. Dau doar un exemplu, Lanțul de Aur, al doilea roman al lui, pe care poate, dacă s-ar fi apucat de literatură, l-ar fi putut scrie Petru Creția. Dar cineva nu mai vor scrie într-un asemenea roman. De ce spun că nimeni n-ar putea să le scrie? Pentru că implică niște elemente culturale pe care nu le are oricine la îndemână. De pildă, miezul Lanțului de Aur este o discuție filozofică pe care nu o poate face oricine, dar care e transformată într-un concurs pe viață și pe moarte. Ce e însă minunat în aceste romane e că ele nu plictisesc. Nu sunt romane culturale de tip niște romane din astea care să-ți pună creierul pe dvd-uri și să te oblige să citești cartea ca pe o carte, ca pe can, să spunem. El reușește să pună toate cele 3 romane pe care le-a scris până acum într-o armătură de aceea mie mereu vine să spun aici nu amintiri din epoca lui Bibi, ci aventuri din epoca lui Bibi. Romanele lui sunt romane de aventuri, de fapt, întorsături complet neașteptate, ca în filmele bune, și care le iau mereu prin surprindere. Chiar dacă nu ai citit cărțile pe care le-a citit Andrei Cornea, ai acces la aceste romane. Acesta al treilea roman, Amintiri din epoca lui Bibi, este cu totul altfel decât celelalte două, pentru că se petrece în zilele noastre. E un roman de actualitate. Celelalte două nu erau romane de actualitate. Acesta este strict un roman de actualitate, din ziua de azi. Și este în același timp, cum a spus și Radu, o parabolă politică. O fabulă, dacă vreți, în care prin purtare personaje se înțeleg și alții, cum se spunea definiția fabulei. Cine sunt cei din această carte și cine este Big? Într-adevăr, este Big Brother, dar este numai Big Brother, nici vorba. Este orice dictator, este Ceaușescu, te face să te gândești la Ceaușescu, te face să te gândești chiar la un amărât de Dragnea, care e un Bibi de dimensiuni mai mici. Nu este un singur personaj ascuns în dărâtul acestor măști, să le spunem. Romanul e închegat, foarte bine închegat, înainte să îl scrie, Andrei Cornea mi-a spus că vrea să continue 1984 de Orwell. Lucru care m-a înspăimântat, i-am spus să nu cumva să facă așa ceva. Mi-am amintit și de o caricatură, un om pe patul de moarte, un scriitor pe patul de moarte, care spune, "And for God's sake, don't let anyone to finish my novel." Ideea că iei cartea cuiva și o continui, mie mi se pare inacceptabilă. Și am spus să nu o facă. Ei bine, n-a
făcut-o, și-a făcut cartea, dar nu așa, continuând de 1984, pentru că nu asta a avut să probabil în minte de la început, eu n-am știut ce are în minte, ci a scris un roman în care poți să fi citit sau nu 1984, e absolut egal, poți să nu fi citit nimic de Orwell și nici să nu știi ce cu 1984 și romanul stă în picioare, asta vreau să spun, să nu se sperie nimeni că trebuie să revezi nu știu ce cărți ca să citești această carte. Desigur, cititorul care a citit Orwell are delicii în plus și se bucură în plus față de unul care nu știe aceste lucruri. Personajele sunt foarte reușite. Mi-au plăcut enorm scenele de la editură, cu scenele comice. Romanul are enorm umor. Este un roman cu mult umor. De pildă, editorul Mike, din generația mai tânără, care nu trăise vremurile acelea, și care totuși îi spune personajului principal, să-i spună pe numele mic și el are tipurile astea verbale și cu epicuri și cu tot, îi tot propune, aproape la fiecare frază, îi propune câte o schimbare. Zice, nu, să nu punem frăția, îți propunem să pui familia, să nu punem Goldstein, că putem fi acuzați de antisemitism, să punem Golding, care deci și trimite la corectitudinea politică. Dar unele sunt absolut absurde. Să nu punem timp, să punem timp sau simt. Deci tot timpul are ceva de corectat și de pus în loc. O scenă absolut memorabilă este scena tot comică, scena în care Winston deveni celebru pentru că până la urmă reușește să-și publice memoriile. Mi se ia un interviu în care el nu apucă să spună absolut niciun cuvințel și tot interviul e susținut de o prostuță, că nu putem spune altă, o intervievatoare fără niciun fel de calități spirituale, dar el reușește să susțină tot monologul până la urmă, în care Winston spune noi interjecții. De scene de actualitate, de scene extrem de, nu o să le recunoașteți, care ne comentează viața noastră. E adevărat, el se petrece în Anglia, nu deranjează cu nimic lucrul acesta, pentru că există un tipar care se repetă în orice lume, totalitară, Anglia de după Big Brother și România de după Ceaușescu, care e și el, cum am zis, un video. Vă recomand cu toată căldura acest roman să citește repede și bine și ușor, dar în același timp pune niște probleme foarte serioase ale zilei de astăzi. Eu, spre deosebire de alții, nu am văzut în el un roman chiar atât de negru. Mi s-a părut că e un roman mai degrabă realist, care vede și binele și rău. Și de asemenea, foarte bune sunt toate jocurile memoriei, care sunt comice și ele. Personajul Julia mi-a plăcut mult. Este un personaj realist, o fată care vorbește cam, o femeie care vorbește cam buruienos, dar care în același timp este foarte bună până la urmă la suflet și foarte credibilă. Așadar, este un roman cu adevărat reușit, pe care nu mulți l-ar fi putut scrie și sper să aibă ecou, pentru că cu adevărat merită. Toate trei romanele lui Andrei Cornea sunt excelente și merită să aibă ecou.